Hai să aibă și fetele astea odată doi băieți când dansează cu ele. Să facem noi asta? A? Cu toate? A? Hai băieți, bravo! Let's go! Ia, fetelor, puneți-vă în poziție ca să... Hai. Să vedeți care e treaba. Și voi doi stați în față, da? Unde ziceți voi? Noi. Bun. Ia. Și avem așa. Ridicăm piciorul drept, da? Pășim drept stâng, apoi dreptul îl tragem în spate. Stai. Cap, tata. Lasă, tu fă că noi ne luăm după tine. Bravo, mulțumesc și eu. Felicitări. Ați lansat voi bine pe spate? Mulțumesc. Ca să iasă momentul, vă rog. De ce, domnul Smiler, nu ne luați pe noi? De invidie, cum de ce? Aș vrea să povestesc despre acest moment. Fetelor, sunteți fantastice, vă mișcați extraordinar. Nu știu, aveți două pietre de moară care vă țin în spate. De ce ne-ați dat X, domnul? Eu am apăsat pe X pentru că mi-a fost frică pentru sănătatea lor. De ce nu apăsați Golden Buzz-ul ăla? Și trebuie să vă mai spunem ceva. Trebuie să vă spun că noi suntem frați. Noi până la vârsta de 4 ani n-am mers în piciorul și când am început să mergem am dansat. N-avem mamă, n-avem tată, suntem născuți de o mătușe. Da? Și care e plecat în Italia să aibă grijă de bătrâni și noi ne întreținem singuri. El este autonomist la calculatoare și am spălătorie auto. Și el nici nu vede bine, iau-te-l. Și eu sunt și obez, dacă se poate. Băieți, hai mă, ce e mai jumătate de oră de curățenie, mă? Hai că nu e așa cum credeți. Mamă, deja a fost eu. Haideți, băieți, veniți la locul vostru. Haideți, mă, lasă-te. Bravo, mă, băieți, mă, bravo, mă. Deci ați fost adorabil. Da, noi suntem frați, încă o dată vă spun. Noi n-am mers până la 4 anișori. Foarte frumos. Eu chiar am dansat cât am putut. Mai mult n-avem. Deci Dragoș a fost inimos total, era dedicat acolo. Pac, pac. Bobo are stilul de dans ăla de la Craiova, știi? Adică nu ne agităm foarte tare, dar să, de văzut din exterior, să vede că știm, știi? Adică... Băi, mie mi se pare că Bobo e făcut mă pentru dans. Doar că el nu vrea să recunoască asta. Și el n-are nevoie de nicio coreografie, hai să ne înțelegem. Că el mi-a zis, bă, s-a văzut că în timp ce ea făcea cu dreptul, eu făceam cu stângul și i-am zis, Bobo. Păi tu crezi că despre asta e vorba? Păi tu ai dansat acolo, tu erai dirupt din dansul ăla. Tu ai încercat, mă? Măcar nu trebuia să încerce ce face fata. Că eu mi-a dat seama bine. Că ea făcea din dreptul și eu eram cu stângul. Așa a zis, bă, să mă arăt ăsta. Cum se vadă la televizor, aia cu un picior, cu altul. Care este relația ta cu dansurile africane moderne? Relația mea cu dansurile africane moderne este o relație care, cum să spun eu, a murit în fașă. Am avut o aplecare către și am renunțat mega subit, numai din titlu. Adică n-am intrat, n-am deschis ușa. Poate că și lașul din mine n-a vrut să vadă ce e dincolo de ușă. Dar cred că în viitorul apropiat, dacă vreodată voi vrea să dau frâu dansatorului din mine, acestui Michael Flandy, dinăuntru meu pe care l-am mâncat, îi dau drumul direct în dansuri africane. Câte repetiții crezi că ai nevoie? Ce repetiții? Mie trebuie să mai văd o dată și alea sunt. Mi-ai intrat, mi-ai dat pingere, dacă îmi dai ce trebuie. Am tocurile care am necesare pentru dansul african. În fine, ce vă spun eu vouă, dacă voi habar n-aveți.